Excelență, stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimate domnule ministru Anatolie Topală, dragi elevi, stimați părinți, onorată asistență, bună ziua și bine ați venit la evenimentul de premiere a absolvenților care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat ediția 2023. În cele ce urmează, vă rugăm să onorăm drapelul și imnul de stat al Republicii Moldova. Performanța cere multă muncă, implicare, disciplină, efort și un mediu prielnic pentru dezvoltare continuă. Performanța trebuie apreciată și promovată pentru ca să devină un exemplu demn de urmat. Evenimentul de astăzi este o dovadă în plus că asigurarea corectitudinii în procesul de organizare a examenului național de bacalaureat duce la rezultate frumoase obținute de elevi prin muncă și studiu continuu. Organizarea corectă a examenului național de bacalaureat a demarat acum 10 ani, în timpul mandatului de ministru al educației al doamnei președinte Maia Sandu. În cele ce urmează, am onoarea să o invit la microfon pe excelența sa, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Bună dimineața, dragi absolvenți! Vă felicit pentru aceste rezultate extraordinare. Sunt sigură că sunteți mândri că ați reușit să obțineți 10 pe linie și aveți de ce să fiți mândri, pentru că aceste note înseamnă o dovadă clară a abilităților dumneavoastră, dar și a tenacității dumneavoastră, pentru că obținerea acestor rezultate a însemnat foarte multă muncă, a însemnat disciplină multă, a însemnat să credeți în propriile forțe și, bineînțeles, a însemnat să credeți în corectitudinea acestei evaluări. Acum 10 ani, noi aici, împreună cu domnul ministru și cu alți colegi de la Ministerul Educației, porneam
lupta împotriva copiatului. Porneam lupta împotriva corupției la examenele de la bacalaureat. Mulți copii atunci s-au supărat pe noi. S-au supărat și unii părinți, s-au supărat și partide politice mai populiste care încercau să strângă voturi folosind educația. Dar în timp, aceste măsuri s-au adeverit a fi corecte. Noi ne-am dorit și ne bucurăm că astăzi tinerii merg la examene având încrederea că vor fi notați pe dreptate, că munca lor va fi apreciată după efortul pe care l-au făcut și nu după dimensiunea buzunarului părinților sau după capacitatea de a copia. Și după acești 10 ani putem să vorbim despre rezultate concrete, dincolo de motivația tinerilor care a crescut. Această motivație o vedem în diverse rezultate. Vedem aprecierile pe care le dau universitățile, care spun că un examen de bacalaureat corect înseamnă tineri mult mai pregătiți atunci când mergeți la universități. Aceste eforturi ale noastre și ale dumneavoastră s-au regăsit și în creșterea scorurilor, în îmbunătățirea rezultatelor la exercițiu internațional PISA. Deci avem suficiente probe că a meritat să facem acest efort și sper că și dumneavoastră apreciați faptul că acest examen este unul corect și ați putut să munciți știind că veți fi apreciați pe bună dreptate. Eu știu că pe mulți dintre voi faptul că bacalaureatul este unul corect v-a motivat să participați la olimpiade, la alte teste internaționale și toate aceste lucruri, evident, v-au ajutat să ajungeți aici. Eu vreau să mulțumesc și colegilor de la Agenția de Curriculum și Evaluare și doamnei director Lilia Ivanov, pentru că dumneavoastră ați reușit să mențineți rigorile în acești 10 ani. A fost greu să pornim aceste schimbări, dar a fost la fel de greu să mențineți aceste standarde, în special atunci când am avut la guvernare oameni care nu neapărat respectă cartea și nu neapărat respectă munca celor care învață, munca celor sârguincioși. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și vreau să vă încurajez să țineți sus aceste standarde și să reușim să îmbunătățim lucrurile în general în sistemul educațional. Sunt mândră să vă cunosc și să văd atâția tineri pregătiți aici în această sală și mulți alții care nu sunt în această sală, dar care totuși tot au făcut eforturi mari. Și vreau să cred că cel puțin o parte dintre dumneavoastră veți merge în universitățile din Republica Moldova. Ați văzut că facem eforturi împreună cu partenerii de dezvoltare ca să îmbunătățim calitatea studiilor, ca să modernizăm universitățile. Dar chiar și pentru cei care merg în afară, să știți că vă așteptăm acasă după ce faceți facultatea. Avem tare multe lucruri de făcut aici acasă. Ne-am pornit să integrăm Republica Moldova în Uniunea Europeană și este de lucru și în sectorul privat și în sectorul public. Contăm pe voi pentru că sunteți copii deștepți, sunteți copii pregătiți și muncitori și cu asemenea copii Republica Moldova are viitor. Îi felicit și pe părinți și pe profesorii dumneavoastră și vă urez tuturor succese în continuare. Stimată doamnă președinte, vă mulțumim pentru acest mesaj frumos și motivant. Educația are un rol substanțial în dezvoltarea țării, dar și a fiecărui cetățean. La rândul lor, politicile educaționale bine gândite și implementate corect contribuie în mod direct la consolidarea democrației și societății. În continuare, cu un cuvânt de salut și de felicitare, am onoarea să-l invit la microfon pe domnul Anatolie Topală, ministru al Educației și Cercetării. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, stimați profesori, dragi absolvenți, evenimentul de astăzi este
pentru a sărbători rezultatele frumoase în cadrul examenului național de bacalaureat. Aici în sală avem 47 de absolvenți care au reușit să obțină media 10 pe linie în cadrul acestui examen. Avem peste 950 de absolvenți care au reușit să obțină media peste 9 și avem peste 3300 de absolvenți care au reușit să obțină o medie mai mare ca 8. Avem 12.600 de absolvenți care au reușit să susțină examenul în acest an. Dragi absolvenți, vă felicit pentru aceste rezultate frumoase. Sunt sigur că în spatele acestor rezultate este multă muncă și mă bucur că sunteți adevărate exemple de perseverență care sunt demne de urmat și de alți tineri. Vreau să felicit și părinții dumneavoastră pentru faptul că v-au încurajat pentru această performanță și v-au susținut pe parcursul studiilor. Vreau să mulțumesc profesorilor care v-au ajutat să obțineți această performanță prin munca lor zi de zi. Dragi absolvenți, într-adevăr, așa cum a menționat și doamna președintă Maia Sandu, suntem într-un moment istoric în care putem să ne forim cu toții un viitor mai bun într-un timp scurt. Iar dumneavoastră sunteți forța care aveți toate competențele necesare pentru a contribui la această transformare. Eu vă îndemn să urmați studiile aici, în Republica Moldova, în universitățile noastre și să contribuiți începând de acest an, chiar de la anul întâi de studii, prin diverse forme de voluntariat și alte activități în care vă puteți implica pentru a ne ajuta să făurim un viitor prosper al Republicii Moldova. Cu siguranță cunosc foarte mulți tineri care și în cadrul olimpiadelor școlare și în cadrul examenului de bacalaureat s-au manifestat cu competențe deosebite. Avem rezultate peste tot în lume frumoase și la disciplinele de studii și în sport. Ne dorim să încurajăm ca tinerii noștri să rămână acasă și vreau să vă asigur că adevărata satisfacție vine din rezultatul unei munci și eu cred că cel mai important cadou care vă l-ați putut oferi la absolvirea liceului este anume satisfacția că ați obținut rezultate atât de bune și frumoase după multă muncă. În continuare, veți alege o profesie și veți alege o activitate în care, de asemenea, cred că o să doriți să fiți performanți, să fiți primii. Prin urmare, adevărata satisfacție de la activitatea profesională vine atunci când puteți ajuta mai multă lume. Mulți oameni de succes am auzit din lumea întreagă în care spun că adevărata satisfacție și adevărata fericire vine atunci când poți ajuta și alți oameni. Prin urmare, indiferent dacă veți alege să fiți în sistemul educațional, acolo unde puteți ajuta copiii să se dezvolte și să se educe, fie că veți fi parte dintr-o instituție medicală unde să ajutați oamenii care au probleme cu sănătatea, fie că o să fiți în sistemul de justiție unde prin o activitate corectă o să puteți face dreptate oamenilor, fie că o să fiți oameni de afaceri de succes în Republica Moldova și o să puteți contribui la crearea locurilor de muncă, la sprijinul bugetului statului pentru a ajuta pensionarii, oricare din aceste activități, cu siguranță, vă va acorda multă satisfacție și astfel veți deveni fericiți. Eu vreau să vă felicit încă o dată, să vă spun că, într-adevăr, aveți toate competențele să ajutați țara și eu cred că, la o anumită etapă a dezvoltării dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, veți simți necesitatea interioară de a da un răspuns țării care v-a ajutat să obțineți aceste rezultate frumoase. Felicitări și mult succes în continuare! Stimate domnule ministru, vă mulțumim pentru mesajul de felicitare și vă rugăm să reveniți în scenă împreună cu doamna președintă Maia Sandu pentru a decerna diplomele de onoare și diplomele de merit. Începem premierea prin acordarea diplomelor de onoare semnate de către excelența sa, doamna Maia Sandu, președinta a Republicii Moldova. Voi da citire textului. Prin decizia președintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a rezultatelor excelente obținute la examenul național de bacalaureat 2023,
dobândite prin multă muncă, disciplină și tenacitate, precum și pentru atitudinea creativă manifestată în procesul educațional, se conferă diploma de onoare a președintelui Republicii Moldova următorilor absolvenți: Barboroș Maria, Instituția Publică Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Municipiul Chișinău. Onischenko Aluna, Liceul Teoretic Vasil Levski, Municipiul Chișinău. Iacuboi Ana, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Municipiul Bălți. Postica Constantina, Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, Municipiul Chișinău. Popescu Mădălina, Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Municipiul Hâncești. Beserău Victoria, Liceul Teoretic Republican Ion Creangă, Municipiul Bălți. Mândrescu Emilia, Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, Municipiul Chișinău. Zadic Andrian, Instituția Publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Municipiul Chișinău. Menționăm că Adrian se află în aceste zile la Olimpiada Internațională de Biologie. Titor Ariadna, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt Orașul Grigoriopol. Macare Adelina, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Municipiul Chișinău. Cociorvă Sanda Maria, Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Luca Caraceale, Municipiul Orhei. Panțiru Mădălina, Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Zadnipru, Municipiul Chișinău. Țurcanu Inesa, Instituția Publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Municipiul Chișinău. În continuare urmează a fi acordate diplomele de merit semnate de domnul Anatolie Topală, ministru al Educației și Cercetării, și voi da citire textului. Diplomă de merit pentru merite deosebite demonstrate pe parcursul studiilor liceale, pentru promovarea prin propriul exemplu a calității în educație și rezultate remarcabile obținute în cadrul examenului național de bacalaureat 2023, se acordă următorilor absolvenți: Belinski Daniela, Instituția Publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Municipiul Chișinău. Benderski Victoria, Instituția Privată Liceul Da Vinci, Municipiul Chișinău. Berzoi Corina, Instituția Publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Municipiul Chișinău. Bondac Ion, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Municipiul Bălți.
Botnaru Cătălina, Instituția Publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Municipiul Chișinău. Delecții Alexandrina, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu Slobozia Mare, Cahul. Cebanciuc Camelia, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Municipiul Chișinău. Chieptănaru Arina, Liceul Teoretic Liviu Damian, orașul Râșcani. Ciobanu Bianca Andreea, Instituția Publică Liceul Teoretic Sfiru Haret, Municipiul Chișinău. Ciobanu Marilena, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Municipiul Chișinău. Croitor Daniela, Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Vatamanu, Municipiul Strășeni. Cușpă Antonina, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Municipiul Chișinău. Dombrovski Livia, Instituția Publică Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Municipiul Chișinău. Gaibu Marius, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Municipiul Ungheni. Gudumac Daniela, Instituția Publică Liceul Teoretic Sfiru Haret, Municipiul Chișinău. Gurdusa Mihai, Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Municipiul Orhei. Jardan Valeria, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Municipiul Chișinău. Jechiu Valeria, Liceul Teoretic Iulia Hașdeu, Municipiul Chișinău. Jelihovski Alexandra, Instituția Publică Liceul Teoretic Sfiru Haret, Municipiul Chișinău. Josan Valeria, Instituția Publică Liceul Teoretic Gaudeamus, Municipiul Chișinău. Lupan Andreea, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Municipiul Chișinău. Mișa Boris, Instituția Publică Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, Șoldănești. Mitreanu Arina, Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Creangă, Municipiul Chișinău. Mutruc Victoria, Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu I, Municipiul Chișinău. Pârlea Dumitrița, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, orașul Ocnița. Polișciuc Ana, Instituția Publică Liceul Teoretic Spiru Haret, Municipiul Chișinău. Rusu Alexandru, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, orașul Comrat, Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzea. Savin Ana Maria, Instituția Privată Liceul Da Vinci, Municipiul Chișinău.
Schirliu Sorina, Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Deleanu, Municipiul Chișinău. Silitrari Mariana, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, Municipiul Chișinău. Siminel Anișoara, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Viteazu, Municipiul Chișinău. Vition Liliana, Instituția Publică Liceul Teoretic Spiru Haret, Municipiul Chișinău. Vârlan Otilia, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Viteazu, Municipiul Chișinău. Volcu Nicolae, Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, Municipiul Chișinău. Vă mulțumim, aici încheiem partea de înmânare. Stimată doamnă președintă, stimate domnule ministru, vă mulțumim. Nouă dintre elevii care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat sunt premianți ai Olimpiadelor Republicane organizate în acest an. Astfel, unii absolvenți au avut de susținut doar una sau două probe de examen, la celelalte fiindu-le acordată nota 10 din oficiu. Voi menționa aici trei absolvenți care în acest an au reușit să obțină locuri premiante în cadrul la câte 3 sau 4 Olimpiade Republicane. Aliona Onișcenco, absolventa Liceului Teoretic Vasil Levski din Chișinău. Maria Barboroș, absolventa Liceului Teoretic Nicolae Iorga din Chișinău. Și Andrean Sadic, absolventul Liceului Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. În continuare, despre ambiția de a obține performanțe și efortul depus în acest scop, ne va vorbi în cele ce urmează Aliona Onișcenco, pe care o invit la microfon. Este de menționat că Aliona a obținut în anul 2023 locuri premiante în cadrul la 4 Olimpiade Republicane și implicit 4 note de 10 la examenul de bacalaureat din oficiu. Și cea de-a 5-a notă de 10, Aliona a obținut-o prin scrierea probei la matematică, unde a acumulat 100 de puncte din 100. Excelență, stimate domnul președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, mult stimat domnul ministru al Educației și Cercetării, Anatolie Topală, distinși oaspeți și onorată audiență. Astăzi este o zi foarte deosebită pentru mine. Este o zi în care se împletesc emoția și recunoștință. Sunt onorată și privilegiată să stau astăzi aici, în fața voastră, la un eveniment de o asemenea importanță și semnificație pentru tânăra generație. Permiteți-mi să încep prin a vorbi puțin despre valoarea muncii asidue și a perseverenței în educație. Drumul meu spre succesul școlar nu a fost pavat cu petale de trandafiri. A fost o călătorie cu multe provocări și obstacole. Dar fiecare moment de efort susținut a fost însoțit de o descoperire nouă, de o învățătură. Am aflat că calea către reușită nu este mereu ușoară. Însă, prin dedicare incontestabilă pentru ceea ce faci, muncă meticuloasă, diligență nedoborâtă și fervoare neclintită, noi putem obține orice obiectiv. Astăzi doresc să mulțumesc în mod deosebit mentorilor și profesorilor mei, cărora le datoresc multe
din realizările mele. Prin devotamentul și înțelepciunea lor, ei mi-au oferit îndrumarea și inspirația necesară pentru a depăși limitele și a crește în mod constant. Fără pasiune și răbdarea lor, n-aș fi astăzi aici, în fața voastră. Nu în ultimul rând, aș dori să-i mulțumesc celor dragi, care au fost mereu lângă mine, care m-au susținut în toate aceste timpuri. Familia mea și prietenii mei, ei mereu îmi susțin visele și mă încurajează să nu renunț. În momente de îndoială, ei îmi oferă dragoste, încredere și sprijin necondiționat. Fără ei, succesul meu ar fi fost gol și lipsit de orice semnificație. În încheiere, aș dori să vorbesc puțin despre viitorul meu. Eu sunt ferm convinsă că succesul meu în cadrul sistemului de învățământ este doar începutul a unui voiaj plin de promisiuni. Eu sunt sigură în forțele mele și sunt pregătită de a înfrunta obstacole care mă așteaptă în viitor. Îmi propun să-mi dedic viața în continuare învățăturii și dezvoltării personale, să contribui la societate și să fac o diferență în lumea în care trăim. Sper că istoria mea poate deveni o sursă de inspirație pentru ceilalți. Sper că ea va da dovadă că anume munca zeloasă și tenacitatea sunt cheile succesului. În continuare, vă îndemn să creăm un viitor luminos. Vă îndemn să ne susținem reciproc în căutarea cunoștințelor, înțelepciunii și a excelenței. Și vă implor să nu uitați că în anul 2008, stând în fața studenților de la Harvard, John Rowling a menționat că este imposibil să trăiești fără eșec, decât dacă, desigur, trăiești atât de atent ca și când nu ai trăit deloc. Dar, în cazul acesta, eșuiesc implicit. Uneori, momentul în care nu avem de pierdut nimic, ne dă suficient curaj pentru a încerca. Așadar, să încercăm și să fim curajoși în visele și intențiile noastre. Să nu ne străduim să scriem mai întâi viața noastră pe maculator și apoi să o rescriem într-un mod frumos. Vă îndemn astăzi, oficial, să acționăm hotărât. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Alena, vă mulțumim. Tot în contextul rezultatelor excelente obținute la Olimpiadele Republicane, o invit la microfon pe Maria Barboroș. Distinsă doamnă președintă, mult stimate domnule ministru, dragi colegi, onorată asistență. Ne bucurăm să ne aflăm astăzi aici pentru a marca succesul anilor de liceu. Ani care, deși neobișnuiți și plini de provocări, au contribuit semnificativ la dezvoltarea personalităților noastre. Vă mulțumim Ministerului Educației, Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, că în pofida pandemiei și a războiului, ați continuat să ne oferiți oportunități de afirmare. Astfel, am cunoscut entuziasmul prin olimpiade, prin probele de baraj, prin proiectele de voluntariat pe care am reușit să le dezvoltăm. Și ne simțim mândri că prin intermediul lor am reușit să promovăm numele și valorile Republicii Moldova. Este adevărat că unii dintre noi în curând vor pleca spre noi și necunoscute locuri. Dar să știți că nu spunem adio, căci suntem conștienți de misiunea de mici ambasadori care ne revine. Astfel, promitem să răspândim valorile țării în cele mai variate culturi ale planetei. Și promitem să demonstrăm că undeva în Europa există un loc mic, dar frumos, în care dragostea, bunătatea și respectul sunt puse pe cele mai înalte trepte ale interacțiunii umane. Dragi absolvenți,
colegi, vă doresc să continuați să aveți visuri și aspirații cât mai înalte. Credeți în voi, în potențialul vostru și în faptul că idealul pe care îl aveți, cât de imposibil de realizat nu ar părea, se va transforma inevitabil în călăuză. Va dobără obstacole și va realiza miracole. Vă urez succes și sper că peste ani ne vom reîntâlni într-o componență similară pentru a realiza lucruri mărețe și aici, în Republica Moldova. Mulțumesc! Maria, vă mulțumim! Stimată doamnă președinte, stimate domnule ministru, onorată asistență, dragi elevi, stimați părinți, vă mulțumim pentru prezența la acest eveniment și vă dorim mari succese în realizarea obiectivelor propuse. Acestea fiind spuse, evenimentul nostru se declară închis, dar nu înainte de a face câteva fotografii de grup pe scările din fața guvernului. Respectiv, vă rugăm să ne deplasăm la intrarea în guvern. Pe scări. Mulțumesc!